Decizia luată de Alin Kirila după participarea la Survivor România. Viața merge mai departe. Acolo este puterea mea. Alin Kirila a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor România. Luptătorul meu a fost eliminat după trei luni petrecute în Republica Dominicană, iar acum a luat o decizie importantă în urma experienței pe care a avut-o în show. Mai bine de trei luni a rezistat în competiția din Republica Dominicană, însă pe 19 aprilie a fost eliminat. Viața merge mai departe. Survivor este o etapă. În mod sigur m-a întărit și mi-a oferit niște lecții. Este bine să ai o pauză în care ești tu cu tine. Fără tehnologie, fără rutină. Înveți să prețuiești multe lucruri care erau insesizabile. Viața, familia, cariera mi-au devenit mult mai importante. Dar în alt mod. O să aloc alt timp. Am învățat în Survivor S.A.R.D. pentru lucrurile cu adevărat importante. Familia. Acolo este puterea mea. Alături de ei o să fiu întotdeauna învingător. Este mesajul scris de Alin Chirilă de la Survivor România. Cine este Alin Chirilă? Înainte de a părăsi concursul, campionul meme a fost în centrul unui conflict de proporții. Colegul lui, Robert Moscalu, și-a pierdut bandana și a căutat să ia alta de la concurenții din trip. I s-a sugerat să o ia pe a lui Alin Chirilă sau pe a lui Andrei Crișan. Însă atunci, acesta i-a numit pe cei doi orfani. Alin Chirilă este luptător de Memea a avut o viață plină de greutăți, căci a fost conit de acasă de tatăl lui când avea doar 17 ani. Și-a depășit situația și a reușit să-și întemeieze o carieră, dar și o familie. E căsătorit cu Loredana și au împreună doi copii. Și-a dorit să cunoască și celebritatea, dar și să-și învingă unele temeri și a participat la Survivor România 2023, emisiunea difuzată la ProTV.